Ok. Bună seara, bună seara! Suntem la celebrarea cursului de Master Coach Leadership și am alături de mine pe colega noastră, Oana, Master Coach Oana. Felicitări, Oana! Mulțumesc! Ce fel sună! Da, uite că titulatura asta trebuie să mă obișnuiesc cu ea acum. Ai văzut? Și am să invit pentru început pe Oana să ne spună câteva lucruri despre ea. Da, partea mea preferată și de obicei cea mai grea. Da, mă numesc Oana Podaru, am 29 de ani, chiar anul ăsta fac 30 de ani și sunt foarte mândră de treaba asta. Și chiar zic că la 30 de ani acum o să înceapă cea mai frumoasă etapă a vieții mele, chiar simt eu așa. Sunt coach, sunt trainer, sunt terapeut, holistic. Și ce să zic, îmi place să lucrez cu oamenii, sunt un om împlinit, cred că asta pot să zic. Super, felicitări, felicitări încă o dată. Spune-mi, Ioana, și spune-ne tuturor, da, ce te-a motivat să vii la cursul ăsta? Da, sincer, da, exact așa cum am mai spus, în momentul când m-am înscris la cursul ăsta a fost după ce făcusem cursul de practitioner coach și, nu știu, mi-a plăcut atât de mult, am avut un moment atunci în care am zis ce alte cursuri să mai fac din academie și cumva, deși mai erau altele, cam pe chestia asta m-a atras chestia asta cu leadership-ul. M-a atras că pentru mine master coach însemna să trec la următorul nivel, adică nu vroiam să fiu doar la stadiu de începător. Am vrut să învăț toate tehnicile, da? Și ceva m-a atras partea asta cu leadership-ul și astăzi după curs am înțeles că de fapt asta mă chema și era oricum în mine și atunci am fost întâmplător în locul potrivit, la cursul potrivit și acum pot să și practic am și instrumentele necesare. Excelent. Și dacă ar fi să-mi zici acum la cald, ce simți că ai obținut în urma cursului ăsta? Ce mi-ai spune? Da, eu mi-am pus intenții la începutul cursului și așa cum ziceam, am început să le rezolv deja din prima zi. M-a ajutat foarte mult prima parte cu autocunoașterea, că am înțeles eu acolo că mai am niște codițe la respectul de sine și la ce merit și așa, trebuie să mai lucrez puțin. Și na, eu foarte mult am vrut să fac coaching de grup, eu dorindu-mi să inițiez, să fac workshop-uri și să fac terapii și coaching de grup. Și atunci chiar am așteptat cursul ăsta ca să am și cunoștințele necesare să fac. N-am îndrăznit să fac fără acest curs. Și acum am și am învățat și teorie, am mai vindecat și la mine și acum abia aștept mă să pun în practică. Super! Deci a meritat investiția în curs? Da. Dacă... Da. Da? Clar. Da. Ok, foarte fain. Vreau să te întreb acum, de ce ai ales să faci cursul ăsta în Academia Loredanei și nu în altă parte? Da, eu am avut un tipar, adică ceva foarte clar când am pornit pe drumul ăsta al dezvoltării personale și anume mi-am setat că, băi, eu vreau să învăț de la cei mai buni. Și atunci fiecare curs pe care l-am făcut, am căutat cel mai bun specialist din România, cel mai cunoscut, cu cea mai bună reputație și tot ce a rezonat cu mine. Și atunci ea a fost, nu știam cine e, dar eu asta am căutat, cel mai bun specialist în coaching din România. Și mi-a apărut ea, adică pentru mine Loredana Latiș asta reprezintă. Președinta Academiei de Coaching și cel mai bun coach din România, cea care a inițiat fenomenul ăsta când nici măcar nu se vorbea despre asta, da, și faptul că a apărut și la televizor și la emisiuni și cât voluntariat a făcut și povestea ei de viață, care cumva pentru mine m-a rezonat și energia ei,
vitalitatea ei, ceea ce emană, e ca o rază de soare, așa, nu poți să stai supărat sau să... Și cred că asta mi-am dorit și eu și așa sunt și eu de fel și atunci mi-a plăcut și stilul ăsta al ei și calificare. Super, te felicit! Foarte fain! Dacă ar fi să transmit un mesaj oamenilor care se uită la acest video, ce le-ai spune? Le-aș spune că nu este niciodată prea târziu să se descopere și să se redescopere și că îi îndemn, nu știu, pentru mine cursurile de dezvoltare personală au fost, nu știu, mi-au salvat viața. Adică mie personal mi-au salvat viața și îndemn pe toată lumea să încerce și să se dezvolte și să facă mai mult, niciodată să nu se mulțumească cu rău, cu puțin, cu că așa e viața și că așa o să fie de acum încolo. Deci să iasă, să descopere, să experimenteze și să învețe constant. Super, foarte fain. Și dacă ar fi să-i transmiți un mesaj Loredanei, ce îi spune? Ce să-i spun? Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a devenit, îi mulțumesc pentru decizia ei luată cândva să își depășească la fel condiția, să facă, să devină cea mai bună, să-și spună povestea, să fie o inspirație. Adică îi mulțumesc pentru că e unul din oamenii care schimbă România și care ajută oamenii să se schimbe, să conștientizeze că e o voce și că e o inspirație pentru mine personal, pentru că așa îmi doresc și eu să fiu. Ce frumos! Excelent! Și colegilor din Academie, dacă ar fi să le transmiți un mesaj lor, ce le spune? Da, colegii sunt minunați, sunt geniali, apreciez foarte mult comunitatea asta și grupurile de WhatsApp și comunicarea și faptul că ne putem baza unii pe alții. Adică e foarte mișto să ai un grup de oameni, exact cum zice și Loredana, care să vorbească pe limba ta. Când nu te înțelege nimeni sau nu știi la cine să apelezi, știi că ai acolo o comunitate de suport și e foarte important. Adică pentru mine a fost foarte important chestia asta și că putem să facem practică între noi și să ne scriem și să cerem păreri, feedback-uri, să împărtășim din experiența fiecăruia. E o resursă foarte valoroasă. Așa e. Îți mulțumesc tare mult pentru toate răspunsurile tale și pentru participarea la interviu. Îți doresc succes în tot ce vrei tu să întreprinzi. Mulțumesc, domnește. Și îmi doresc să ne întâlnim în diverse acțiuni faine sau în comunitate. O seară faină îți doresc. La fel. Și mulțumesc.